Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vorbim un pic despre locurile de parcare și despre aia care și le rezervă abuziv, cu bidoane de apă, cu lăzi goale, cu scaune, cutii, cu capre făcute din lemne, bucăți de lemne. Nu-s, domnule, abuziv. Mă scot din sărite. Puceau ei pe acasă. Da, pe bun, deci astea nu sunt locuri de parcare plătite, sunt ocupate de șoferii care au tupeu. Cei care spun, gata, mă, ăsta e locul meu, hai că pun aici ceva. Și pun ce le vine lor prin cap, că, știi? Și te duci acolo și vezi obiectul. Ăla e un semn că dacă parchezi acolo, ai toate șansele să înceapă scandalul. Da. Asta este problema. Că toți știm că alea, locurile alea sunt ocupate abuziv, dar trebuie să-ți asumi un scandal. Sau să vină ăla să zgârie mașina, sau nu știu, să sună la poliție, să vină poliția, pe asta se bazează toți. Doar că fenomenul ăsta este atât de extins, mi s-a întâmplat în urmă câțiva ani. Bun, vezi peste tot, în București și nu numai în București, multe orașe din țara asta, acest fenomen. Dar e un semn de lipsă de civilizație îngrozitoare, îngrozitoare lipsa asta. Mi s-a întâmplat la Curtea Supremă de Justiție a țării România, care este în București, sediu este undeva pe lângă Batiște, în zona aia, strada Batiștei. Aia e o zonă din centrul Bucureștiului, destul de aglomerată, greu să găsești un loc de parcare și așa mai departe. În urmă cu câțiva ani, deci nu chiar recent, dar fenomenul e continuă. În urmă cu câțiva ani, eram prin centru, căutam un loc de parcare în zona respectivă, m-am învârtit pe niște străduțe și, până la urmă, exasperat, am văzut un loc pe un trotuar unde era o capră de-asta pusă din patru lemne și o bară de fier, o rablageală de-aia îngrozitoare, că, băi, măcar dar avea grijă de ele, de s-ar duce să fac un efort să construiască ceva. Și am oprit mașina, știi ce? Am oprit mașina, zic, ia, mă, hai, scandal, să vedem cine vine. Și să dau, am oprit mașina acana așa și am dat să mă dau jos ca să mut obiectul. Băi, și jur pe cuvântul meu, de peste drum, eram oarecum peste drum de Curtea Supremă. În poartă, la Curtea Supremă, în ușă, acolo în ușa principală de intrare, era un polițist, jandarm, ce-o fi fost în uniformă, și un paznic. Paznicul a luat-o la fugă, a traversat și a luat capra și a zis, șeful, pentru dumneavoastră țineam eu locul ăsta. Înțelegi? Adică să-i dau o șpagă. Și m-am gândit, m-am enervat, am băgat în marșarier și am plecat. M-am gândit, bă, în ce loc din lumea asta civilizată, spuneți-mi o țară din Europa, unde în fața Curții Supreme de Justiție, paznicul care e acolo, poate că nu era chiar al Curții Supreme, nu știu, era paznicul de acolo, se duce și face șmecherii de-astea cu cine se oprește, știi? Unde anume în Europa? În Elveția, cred, da, că se mai întâmplă. Ziceți-mi o țară din Europa unde vrei să parchezi, unde este blocat un loc în mijloc orașului pe trotuar, cu o capră de-asta de lemne norocită, și care este, locul respectiv este gestionat de paznicul de la Curtea Supremă sau unul care stă pe scările, pe treptele Curții Supreme și își pierde veacurile, își face veacul pe acolo împreună cu polițistul. Mie mi-ar plăcea să venim într-o zi la tine acasă. Eu cu Joi să spunem o ladă de bere la sfârșit și să se iese în fața casei tale. O ladă de bere întoarsă invers. Nu există așa ceva. Eu am și acum pe la mine, pe la bloc, pe acolo am câțiva cetățeni care practică lada întoarsă, da, și cutii de carton mari. Și într-adevăr, pe asta mizează întotdeauna. Că te gândești, bă, nu vreau să am de-a face, că oricum e clar că nu e în apele lui dacă recurge la gesturi de astea, sigur e scandalagiu. Și atunci îți vezi de drum. Că, dar oricum, ceea ce ai pățit-o acolo nu prea se mai întâmplă în ziua de azi, pentru că tot centrul e împânzit acum de locuri plătite de parcare. N-am mai prea văzut nici parcagii. Ba da, mai sunt. În zonele super ultra centrale, unde chiar nu găsești niciun loc. Și nu vorbim de locurile pe care primăria le-a marcat ca fiind loc de parcare și poți să le plătești. Nu, sunt zone unde nu poți să parchezi și atunci mai pe trotuar, o bucată de trotuar cu o bucată din stradă, mai găsești. Da, dar oricum le-a restrâns arealul, știi? Pentru că acum a făcut primăria practic aproape peste tot în centru locuri de-astea de parcare cu plată, ceea ce, mă rog, e firesc să fie. Și nu prea mai sunt parcagii obișnuiți. În schimb, știi că am înțeles că în dreptul unei case, în mod legal, nu ai voie să-ți rezervi loc de parcare, chiar dacă tu locuiești în acea casă. Corect, domnul George? Poți să parchezi, practic, poate parca absolut oricine, mai puțin în fața porții. Adică, noi adică trebuie să lași locul de acces. Da, putem să parcăm în fața casei lui Vlad. Da. Da, pentru că el n-are acolo poartă de acces și dacă mergem, putem să... Evident că mulți oameni, și înțeleg până la un punct, știi, că le elene să stea de fiecare dată să deschidă poarta, să bage mașina în curte și tot așa. Și atunci tot cum se adică, practică mă? Asta. Pun la de, gen să nu parchezi în fața casei lui. Da. Știi? Bine, ăștia și asumă într-un fel, pe de altă parte. Că știu unde, de unde vine
primești în caz că ți se întâmplă ceva mașinii. Da. Un amic, am oprit odată în centru, a lăsat mașina și s-a deschis fereastra de la etajul 1. Și a ieșit un domn la Maieu, un domn pensionar la Maieu, și a zis, aici se taie cauciucuri dacă se lasă mașina. Da, să știi și ăsta că... a spus, perfect, acum știu ce geamuri se sparg dacă exact. Se taie cauciucuri. Asta zice. S-a terminat, n-am avut nicio problemă. Da. Să știi că sunt afișe, pe mine mă miră că poliția cumva asta trece pe lângă afișe de genul ăsta. Sunt foarte multe afișe și în București, am văzut și în Brașov. Dacă parchezi aici, îți tai cauciucul, te... Mă rog, asta este îți scrie acolo cât să nu-ți vină să mai parchezi. Dar plătim o instituție, poliția locală, îi plătim pe acești oameni și înțeleg cu salarii destul de bune în toate orașele, nu doar în București, în toate orașele îi plătim să se ocupe și de astfel de lucruri. De ce nu se ocupă de asta? De ce îi plătim? Nu înțeleg. Să se ocupe de ce? Tu poți să chem poliția în caz că ți este, dacă ți face cineva ceva, dacă îți vandalizează mașina. Uite. Aia ce spui tu, nu cred că există legislație, că n-am voie. Cred că poți să scriu pe perete orice. Dar amendă plus bătaie. Poți să scriu orice că te rup în bătaie, serios. Pentru blocarea drumului public? Nu lasă de blocat. El se referea la afișele alea, știi, pe care scrie nu parcați aici că vă sparg roțile. Dă-mi voie să citesc, uite, din monitorul de Suceava în 2019. Între 2019-2021, da. În Suceava s-au dat pentru ocuparea abuzivă a locurilor de parcare, deci timp de 2 ani, dar nu, 2019-2020, 2021, 2 ani jumătate. 79 de avertismente verbale, 16 scrise, și doar 5 amenzi în valoare totală de 1400 de lei. Deci medie o amendă pe trimestru. E tolerată. Păi e tolerată, asta este treaba asta, na. Adică plătim poliția locală pentru nu știu ce și lumea parchează peste tot, se parchează pe trotoare, n-ai pe unde să treci, își rezervă oamenii locurile de parcare cu lăzi, cu capre. A devenit un business pentru foarte mulți și, din păcate, pe business-ul ăsta suferă o mulțime de alții. Asta este problema mea. De ce plătim poliția locală? De ce nu dau amenzi pentru parcarea ilegală? De ce nu dau amenzi pentru aruncarea de gunoaie și așa mai departe? Da, și pentru, cum se cheamă, pentru ținută. Mi-a atras atenția faptul că capra respectivă, obiectul respectiv, Vlad era deranjat și de faptul că arăta prost. Aspectul era îngrijită. Da, adică nu era... Aspectul estetic, da. Știi? Da. Adică, băi, erau cu ele vechi. Exact, era măcar, într-o parte. Băi, măcar fă o treabă. De inox. Da. Vrea să fie știu, ocupă-te. Adică dacă e proprietatea ta, ai grijă de ea. Nu? Dacă o face frumos, eu o fură. Bună și asta! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.